Eu am pregătit o scurtă prezentare care are ca tematică eficiența terapiei Foucault și vom vorbi și despre masaj, vom vorbi și despre termosaună, dar vom vorbi și despre produse. Cu alte cuvinte, vom vorbi despre conceptul de sănătate elaborat și conceput de către compania Foucault și vreau să fie o prezentare scurtă, succintă, tocmai ca să rămână timp pentru întrebări, pentru dezbateri, pentru experiențe, cei care doresc să afle mai multe, în așa fel încât să putem să tragem o concluzie la finalul acestei întâlniri. Pentru cei care nu mă cunosc, probabil că sunt și invitați alături de noi, eu sunt Nicu Ghergu și în această seară am să vă vorbesc în calitate de distribuitor independent al companiei Fohau Internațional. Compania Fohau este o companie din China care are ca obiectiv răspândirea culturii sănătății și îngrijirii sănătății, a stării de bine, printr-o filozofie numită Yang Shen. Vom reveni la această cultură, la acest concept de îngrijire a sănătății Yang Shen. Vom vedea de ce se pliază foarte mult pe conjunctura socială în care ne aflăm, conjunctura energetică în care ne aflăm în prezent, dar m-am gândit astăzi, mi-au venit în minte niște idei foarte interesante învățate la cursurile Anatecur. În trecut îmi plăcea foarte mult să merg la Anatecur, pentru că acolo au lectori foarte bine pregătiți, de la care poți să înveți o viață întreagă fără să te plictisești. Și povestea la un moment dat unul dintre lectori despre cultura aceasta a îngrijirii sănătății în China antică. Și spunea în felul următor: dacă împăratul chinez se îmbolnăvea de o boală, cum se îmbolnăvește orice om în zilele noastre, medicul curant, cel care se îngrijea, era responsabil de starea lui de sănătate și avea ca obiectiv să-l facă să revină la starea de sănătate și vitalitate cât mai repede posibil. Dacă nu reușea, era o mare problemă pentru medic. Cu atât mai rău dacă se întâmpla să moară de acea boală, deci nu vorbim de bătrânețe, de fericire, de fericii și la locul lui acolo, de cauze naturale, s-au rănit în război. Vorbim că se îmbolnăvea de o boală cum se îmbolnăvesc majoritatea oamenilor în timpurile noastre. Medicul era responsabil și răspundea cu viața de sănătatea împăratului. Acum se spune că sunt zone în China, nu știu dacă și acum, dar în trecut, medicii de familie care se îngrijeau de păstrarea sănătății cetățenilor, nu de bolile lor, ca la noi, dacă un anumit procent din circumscripția lui, de unde se îngrijea de jurisdicția lui, acolo de departamentul lui, se îmbolnăvea, îi se retrăgea dreptul de licență. Tot la o poveste foarte interesantă, spune că bucătarul de la curtea împăratului, dacă într-un an de zile gătea de 2 ori același fel de mâncare, era pasibil de pedeapsa cu moartea. Povești, nepovești, dar pe mine m-a impresionat pentru că mi-am dat seama că este vorba despre o exigență a calității. Și când pui accentul pe o astfel de exigență unde ești responsabil cu viața, nu-ți permiți să dai greși, nu-ți permiți să faci experimente. De ce am spus treburile astea? Pentru că în spatele produselor companiei Fohau, care sunt o valoare ieșită din comun în ce privește calitatea și eficiența acestor produse, stă un creator de produse, de rețete. Îi se mai spune și medicul regal, pentru că povestea lui începe de pe timpul lui Mao Zedong. Mao Zedong a fost președintele Chinei, dar a făcut ravagii în China mai ceva decât Ceaușescu la o scară mult mai mare. Cu alte cuvinte, nu-ți permiteai în fața lor să faci un experiment sau să dai greș cu absolut nimic. Și Mao Zedong la un moment dat s-a îmbolnăvit de o boală incurabilă și acest medic curant, medicul era tânăr pe vremea aceea, i-a compus ceaiul Liu Vei, ceai pe care îl avem și noi, și nu numai că s-a făcut bine Mao Zedong, dar a devenit și foarte fertil și foarte productiv. Pentru că filozofia Yang Shen, asta înseamnă de fapt
să fii un om productiv, să fii un om fertil. Ați văzut, un pom când le pui în pământ, trebuie să dea rod, trebuie să aducă bucurie în jurul lui. La fel se întâmplă și cu noi oamenii. Fiecare om care se naște pe pământ, se naște cu un dar care ar trebui să facă viața mai frumoasă și mai ușoară semenilor săi, dar, din diferite motive, majoritatea nici măcar nu știu că au un astfel de dar. Au o stimă de sine atât de scăzută, atât de nu-și dau seama de valoarea lor, încât spun, a, dar ce știu eu, că eu asta știu, asta fac. Terapia Fochau, prin conceptul elaborat de către compania Fochau, care în spate este un institut de medicină tradițională chineză, chiar fondatorul companiei Fochau, eu am crezut că este un om de afaceri filantrop, dar este unul dintre mari terapeuți în viață ai Chinei, el are ca obiectiv răspândirea culturii acestei filozofii Yang Shen pe tot pământul locuit, ca toți oamenii să poată să înțeleagă că nu este nimic neobișnuit să poți să fii fericit, să fii sănătos, să ai vitalitate, să-ți îngrijești propria sănătate, a familiei, a prietenilor și dacă vrei să dezvolți și mai departe. Și acest lucru se face nu prin școli ultra sofisticate și costisitoare și ani de zile de experiență. Este important să înțelegi principiile simple și naturale care țin vitalitatea și sănătatea în corp. Odată ce ai înțeles principiile, ele se aplică în toate domeniile. Nu este nimic spectaculos, este atât de simplu și partea frumoasă este că lucrurile care sunt cu adevărat simple sunt cel mai greu de aplicat. De aceea, compania Fochau a pregătit până acum în toată lumea sute de mii de terapeuți. În România deja valul crește și avem chiar în mijlocul nostru persoane care au învățat pe baza cursurilor oferite de către compania Fochau, principiile păstrării sănătății, dar și a explorării potențialului interior. Acest potențial prin care fiecare putem să ne descoperim adevărata valoare. Cum se face acest lucru? Și acum vorbim despre primul principiu de bază prin care putem să ne păstrăm sănătatea. Chinezii și-au dat seama, sau asiaticii, Adriana povestea că cu mult înaintea chinezilor, da, sumerienii și alte civilizații străvechi cunoșteau aceste principii care sunt universale. Și noi acum, noi lumea occidentală, lumea, spunem noi, evoluată, rămânem parcă fascinați, parcă descoperim apa caldă și respirația când înțelegem lucrurile pe care ei le observau și le cunoșteau de acum 6.000 de ani. Pentru că ei au văzut procesele în natură și au văzut cum în corpul uman se petrec niște fenomene asemănătoare cu cele din natură. Și ei au observat că, de fapt, sunt patru factori patogeni care, dacă se stochează în corp, blochează starea de sănătate. Și ei au observat că dacă corpul este expus la mult frig, factorul patogen rece este un perturbator al sănătății, pentru că acest frig, el se depune puțin câte puțin ca praful într-o casă locuită, oricât ai face curățenie, praful se depune în permanență. După care au observat că umiditatea, mediul umed, influențează foarte mult starea de sănătate. Au observat că mediul inflamatoriu sau focul, cum spun ei, perturbă activitatea corpului. Și au observat că și factorul patogen vânt. Și este interesant că, așa cum observăm în natură, ce face frigul? Îngheață totul. La fel se întâmplă și în corpul omenesc, când avem mult frig. Ce face vântul? Vântul, ați văzut că usucă, pielea devine, când este factor patogen, are o îmbătrânire foarte accelerată, se vede că se zbârcește, se creponează. Da, colagenul nu-și mai face treaba. Când este foc, este inflamație foarte puternică în organism. Și când este factor patogen umiditate, automat fluidele corporale se blochează, se intoxică. Limfa fiind sistemul de salubritate al corpului, dacă nu avem limfa curată, automat ne paște imediat problemele de sănătate. Ce facem noi, cei din lumea civilizată și evoluată, cum spunem noi? Noi, în loc să avem obiective și valori
morale și spirituale, pentru că asta este de fapt fundamentul unei vieți fericite. Noi ce spunem? Când sunt tânăr să trag, să fac avere, să-mi plătesc rate, să-mi fac casă una alta și ne dedicăm obiectivelor materiale. Automat, acești factori patogeni îi băgăm sub preș, așa cum se bagă gunoiul într-o casă. Da? Ai băgat sub preș, ai băgat sub preș, ai băgat sub preș, totul pare ok, dar este doar un factor de timp, este doar o chestiune de timp până când efectele se vor vedea. Tot la fel se întâmplă și cu noi. Și din experiența clinică pe care o am de peste 20 de ani în domeniul terapiilor alternative, am observat că problema numărul unu la ora actuală este agonia energetică în care toți semenii noștri se zbat, pur și simplu în agonie energetică. Ce înseamnă această agonie sau boală energetică? Înseamnă că, din punct de vedere clinic, alopat, analizele sunt bune, sunt în parametri, dar starea și vitalitatea omului lasă mult de dorit. Și observăm, primul lucru, dispare bucuria de viață, dispare pofta de viață, apare oboseala, apare, se instalează neodihna. Chiar dacă dormim 10 ore, ne trezim la fel de obosiți, poate chiar mai obosiți decât ne-am culcat. Și omul nu face decât să se scalde într-o stare de mocirlă, de noroi energetic, care în cele din urmă, exact cum am spus, este doar o chestiune de timp până când va ajunge la boli cronice, care sunt validate de către sistemul de sănătate. De aceea este foarte important să ne luăm responsabilitatea propriei sănătăți și să învățăm cum să ne păstrăm sănătatea. La ora actuală pe piață sunt foarte multe companii cu produse de o calitate excepțională. Am putea spune că dacă era în trecut ce este la ora actuală, produsele care sunt la ora actuală, da, majoritatea problemelor de sănătate nu ar fi existat. Însă este o problemă majoră la ora actuală. Terapeuții FOHAU pot să-mi confirme sau să îmi infirme ceea ce urmează să spun. Este că la ora actuală majoritatea dintre suplimentele alimentare, majoritatea dintre medicamente își fac treaba într-o proporție atât de mică încât este aproape nesemnificativ ca beneficiu pentru sănătatea omului. De ce? Pentru că s-a acumulat foarte mult rece în corp, rinichii sunt de obicei în agonie energetică și observăm foarte ușor când aplicăm manevra numărul 4 a masajului, ne dăm seama că sunt rinichi înghețați, iar unde este factorul patogen rece, nu circulă energia. Pur și simplu, energia vitală este un foc al vieții care face ca flacăra vieții să ardă în noi. Când avem acest foc al vitalității, focul vieții viu și puternic în noi, omul este puternic, are energie vitală, are energie sexuală, poate o direcție în viață. Pe măsură ce energia vitală scade, acest foc al vieții ușor, ușor devine ca un tăciune care de-abia mai fumegă. Și viața multora dintre semenii noștri sunt ca un tăciune care, da, îi mai dai la foale din când în când și mai trăiește după o zi pe alta. Din punct de vedere energetic vorbim. De ce? Pentru că este o stare de epuizare. Sistemul imunitar este prăbușit cu peste 50%. Dacă Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut asta în urmă cu 10-12 ani, ne dăm seama cum stau lucrurile în prezent. Este recunoscut la nivel oficial că testosteronul a scăzut într-o manieră dramatică la bărbați. Este de asemenea recunoscut că materialul seminal, atât la femei cât și la bărbați, a devenit atât de anemic, atât de devalidat din punct de vedere al vitalității și al energiei, încât este una dintre marile tragedii ce se întâmplă chiar sub ochii noștri și cu acordul tacit al nostru, pentru că nu știm ce să facem. Am fost la doctor, nu știm ce să facem. De ce? Pentru că dintr-un material seminal anemic, atât la bărbat cât și la femeie, nu poate să iasă un copil sănătos, echilibrat și puternic. Ori misiunea companiei FOHAU este să aducă această educație, această cultură simplificată la nivelul omului simplu, unde fiecare om poate să înțeleagă aceste mecanisme,
cum să-ți păstrezi energia vitală și energia sexuală cât mai mult timp. Pentru că vârsta înseamnă, de fapt, un număr de ani și ne putem bucura de vitalitate și de beneficiile vieții, de frumusețea și dulceața vieții până la adânci bătrânețe, dacă știm cum să ne o păstrăm. Și trecem de primul ingredient pentru păstrarea sănătății, aducerea organismului în echilibrul energetic. Energia vitală care circulă din univers, de la creator, este o energie pe care indienii o numesc prana, chinezii spun chi. Noi îi spunem energie vitală pentru că o luăm prin respirație. Dar dacă am dat puțin mintea la o parte care ne obosește și am fi puțin prezenți în procesul vieții, ne-am dat seama că, de fapt, respirația este mult mai mult decât procesul acesta de inhalare și expirare a aerului. Corpul nostru inhalează nutrienți vitali care ne țin în viață. Cu cât suntem mai conștienți de puterea prezentului, de aceste procese mărețe, cu atât eficiența lor este mai mare. Vedeți câte înțelepciune a pus Creatorul în modul. Cu cât respiri mai conștient, cu cât ești mai prezent în detaliile fine care formează viața, cu atât ești mai puternic. Și ați văzut câtă energie este în atom în comparație cu o simplă piatră care se vede. Atomul nici măcar nu se vede. Deci, cu cât începem să ne rafinăm simțurile subtile, cu atât bucuria de viață și energia vitală crește. Ca să fim sănătoși, această energie vitală care circulă prin corpul nostru, prin niște canale, niște trasee bine stabilite, numite canale energetice sau meridiane energetice, ea trebuie să fie curată. Aceste canale trebuie să fie curate. Și automat, când sunt aceste canale curate, această energie, noi suntem conștienți, inspirăm, respirăm, ne bucurăm de viață, avem o alimentație, o igienă corectă a vieții, ne păstrăm și sănătatea. Dar la un moment dat se întâmplă un dezechilibru. Această energie vitală este compusă din două forme. Una rece numită yin și una caldă numită yang. Când factorul patogen frig începe să se acumuleze puțin câte puțin în corp și a devenit deja o cantitate masivă de frig acumulat în corpul nostru, automat se dezechilibrează acest echilibru yin-yang, rece-cald. Și crește energia rece, automat scade energia caldă. Corpul este în dezechilibru, încearcă pe cât posibil să compenseze, pentru că sunt meridiane pereche, organe perechi, da, cum este plămânul cu colonul. Sunt foarte, foarte multe lucruri pe care le veți înțelege când practicați, când veți face cursurile FOHAU. E, automat nu mai reușim să mai aducem corpul în echilibru. Orice am lua, când cele două energii sunt dezechilibrate, corpul nu le asimilează. Da? Imaginați-vă că vrei să mergi, dar ai frâna de mână trasă. Oricât ai merge, mașina nu înaintează așa cum ți-ai dori. Ai adus corpul în echilibru energetic, după aceea sistemul imunitar își face treaba. Asta este dovada, este informația care ar trebui să ia premiul Nobel pentru sănătate. Deci eu vă spun, cu smerenie spun treaba asta. Gândiți-vă o informație care poate să aducă sănătatea și vitalitatea în rândul tuturor oamenilor. Pentru că compania FOHAU a elaborat de mult timp cordicepsul oral lichid. În Rusia îi se spune elixirul Phoenix. De ce? Pentru că simbolul companiei FOHAU este pasărea Phoenix. Cu alte cuvinte, omul poate renaște din propria cenușă dacă aduce cele două energii în echilibru. Atunci corpul se autovindecă. Și dacă aveți cunoștințe, dacă aveți prieteni, care fiecare fac orice, dați-le două cutii de oral lichid și spui, începe tratamentul după ce ai luat 2 săptămâni sau poți în paralel. De ce? Pentru că acest cordiceps oral lichid coboară energia rece din corp, da? Stopează frigul, ridică căldura, ridică focul vieții și vitalității și automat în corp începe homeostaza sau procesele de reparare a organismului. Pentru că, de fapt, nimeni nu vindecă pe nimeni, nimeni nu tratează pe nimeni. Toată măiestria unui terapeut
este să poată să aducă corpul omenesc al clientului în energie. Asta se întâmplă cu terapia Fochau. Am făcut terapia Fochau, imaginați-vă că o singură ședință de terapie Fochau, de masaj bioenergoterapeutic, produce în corpul persoanei, al clientului, cel care se lasă masat, efectul cumulat a 10 ședințe de acupunctură, 10 ședințe de masaj, 10 de reflexoterapie, 10 de terapie cu ventuze, 10 de moxibuxie, 45 de minute de drenaj limfatic, tonifică musculatura, dar ce este interesant, oxigenează sângele și purifică sângele, fluidizează limfa și sângele, ca și cum am alerga în natură 6 km în viteză. Este greu de crezut așa ceva pentru o persoană care aude poate pentru prima oară această informație, dar este dovedită pentru că fiecare manevră este elaborată de către Institutul Național de Medicină Tradițională, Institutul Yang Shen, și fiecare manevră acoperă una dintre ramurile principale ale medicinii tradiționale chineze. Imaginați-vă ce înseamnă știința străveche, multimilenară a medicinei asiatice, îmbinată cu tehnologia modernă și cu ingineria modernă. Acupunctura, reflexoterapia, moxibuxia, terapia cu ventuze, masajul guașa, toate aceste manevre, fiecare manevră are una dintre aceste ramuri care se regăsește în terapie. Și când am făcut cu aparatul, particularitatea aparatului este că el emite o undă de curent de joasă intensitate, dar care este compatibilă cu capilarele noastre, este compatibilă cu sângele nostru, cu meridianele noastre energetice și el se convertește în biocurent și merge pe canalele energetice, revitalizează nervii, musculatura, de aceea este unicat pe piață. Mai sunt aparate similare, mult mai ieftine, spunea cineva astăzi, că le-a găsit la un preț mult mai bun, dar la satul mare am fost prezent acolo și povestea cineva că a luat unul dintre ăsta de 200-300 de dolari și ăsta a Fochau. Și avem un partener la satul mare care este un mare electronist. Pentru el e oxigen să desfacă aparatele și să le vadă. N-are nicio treabă una cu alta prin mecanismele care sunt în interior. Deci terapia Fochau de-aia îndeplinește aceste condiții pentru că acest aparat emite o undă de curent de joasă intensitate compatibilă cu energia și vitalitatea noastră. Tot ceea ce spun eu și ceea ce se poate observa foarte bine la microscopul de capilare, pe mine asta m-a convins că această terapie funcționează, pentru că tot compania Fochau ne-a pus la dispoziție un microscop prin care putem să arătăm starea omului dinainte, omul conștientizează în timp real starea lui de sănătate, de vitalitate, cum este sângele, cum sunt capilarele. După ce am făcut câteva terapii, diferența este net vizibilă și omul poate să recunoască că se simte și foarte, foarte bine. Avem la dispoziție acum și termosauna Fochau pe care vă recomand cu multă căldură, cu multă încredere, pentru că vine tot într-un context energetic foarte interesant. Și vorbim la ora actuală, se cunoaște despre sindromul absenței câmpului magnetic de mult timp. S-a descoperit la astronauții care se întorceau din cosmos și dintr-o dată durerile de oase, degenerare la nivel de articulații, colagenul, o îmbătrânire foarte, foarte accelerată. Și nu știu cum o fi în alte părți ale lumii, dar cel puțin în România, durerile de oase reprezintă e o adevărată tragedie ce se întâmplă. Începând până și tineri se vaită de dureri de oase. De ce? Pentru că este această absență a câmpului magnetic. Noi, ca să funcționăm, să fim în echilibru, ar trebui să beneficiem de două energii vitale. Energia telurică, pe care pământul nostru este cel mai mare magnet care emite această energie telurică și ne încarcă prin zona plantară, prin tălpi, în zonele reflexogene, ne încărcăm cu această energie telurică și energia solară, în special prin undele infraroșii, ar trebui să ne încălzească, să ne încarce cu această energie.
aceste două energii, energia telurică și energia solară, aduce corpul în stare de echilibru și se vindecă foarte, foarte repede. Cei care ați mers la munte, sunt zone energetice foarte bune și ați văzut că oricât ai merge pe munte, eu n-am avut niciodată o condiție super, super sportivă. Dar am observat că nivelul de refacere este foarte repede. Stai puțin, te odihnești, faci câteva exerciții de respirație, imediat corpul s-a încărcat cu energie și iarăși mergi. E, asta este energia muntelui, energia telurică. Termosauna Fochau, asta ne face. Prin magnetoterapie ne aduce energie telurică, prin căldura infraroșie ne aduce energie solară. În momentul când aceste două energii intră în corp, în primele ședințe se întâmplă două fenomene. Dacă în corpul persoanei respective care a intrat în termosaună este mult frig, persoana se încălzește foarte greu. Chiar auzeam dintre parteneri că spunea, domnule, ce nu mă încălzesc, nu transpir, nu știu cum face cum fac alții, că imediat transpire, eu nu transpir. Ai răbdare, continuă și pe măsură ce corpul acumulează energie solară, acumulează această căldură infraroșie, automat se elimină factorul patogen frig din corp și se creează acest echilibru energetic. Deci avem energie telurică prin magnetoterapie, ne încărcăm cu această energie telurică, cu magnetism terestru și gândiți-vă cât de important este acest magnetism terestru, că primul lucru dispare imediat oboseala. Mai există și situația când în corp este multă inflamație și atunci se accentuează câteva ședințe, se accentuează puțin durerile. Este de fapt o criză de vindecare. Avem după aceea 6 tipuri de vibromasaj. Veți vedea, dacă sunteți într-o stare de prezență, dacă puteți să și stați așa să simțiți aceste vibrații, veți vedea că fiecare tip de vibrație se adresează unei anumite părți a corpului, activează o anumită parte din corp. Deci avem magnetoterapie, adică energia telurică, avem energia solară prin razele infraroșii, avem vibromasaj, totul este vibrație în jurul nostru și avem și lumină cu biofotoni, fototerapie, care ne încoarcă coloana. Aici avem în zona cefei punctele acestea foarte importante, pur și simplu penetrează acea lumină biofotonică și veți vedea că o singură ședință de terapie, vă spun cu simțul cuvintelor și cu măsura fără să fac exagerare, este exact ca și cum ați merge la un centru spa și la un centru de recuperare. Este pentru prima oară când, într-o manieră atât de simplă, compania Fochau a gândit un instrument de întreținere a sănătății și cu o simplitate foarte mare, pentru că nu trebuie decât să te bagi și să stragi fermoarul dacă vrei, dacă nu foarte simplu. Dacă mai bei și apă încărcată cu hidrogen, diferențele deja sunt foarte bune. Eu aș vrea să mă opresc cu prezentarea mea, sper că am atins anumite subiecte. Dacă doriți să mai abordez și alte puncte despre produse sau despre altceva, vă rog să-mi ziceți. Să vă spun o experiență astăzi. Am mers la o doamnă care este partener și suntem în România datorită dumneei, adică pentru mine a fost un mare ajutor exact la momentul când am avut cea mai mare nevoie de dânsa. Și are soțul cu diabet, dar de 50 de ani suferă de diabet, iar acum s-a accentuat foarte, foarte tare cu răndarea nevindecabile în picior. Chiar a zis că a făcut o grămadă de poze și am rugat-o să ne trimite și nouă pozele. Și cu piciorul negru, să-i taie picioarele, oricum, este într-o fază destul de deteriorată de probleme. Însă promovează alte produse, dar de la Fochau ia doar ovule, lingzii, ce știe, cu ce rezonează dânsa cel mai bine. Și am mers odată și când a spus despre treaba asta, i-am vorbit despre balsamul energetic, fără să-mi dau seama ce urma să aud astăzi.
și spunea că a început să-i aplice balsam energetic și a fost singurul care nu doar că i-a scos negrealea din picioare, vânătaia aia, unde nu mai circula sângele, ci i-a închis și rănile acelea diabetice, alea care nu se vindecă sub nicio formă. Pur și simplu era foarte încântată și a început să recomande balsamul energetic în tot ce înseamnă probleme de circulație, probleme de diabet cauzate de circulație, naturopatii și toate aceste alte probleme. Și exact am aici catalogul în față și exact asta face. Pinul francez sau pinogenolul este foarte bun pentru elasticizarea vaselor și toată combinația lui asta face, este foarte bun pentru eliminarea stazelor de circulatorii. I-am zis, încercați pe lângă picioare, puneți-i puțin pe coloană, pe rinichi, în spatele genunchilor și după aceea în zona cu probleme. Dar era foarte fericită pentru că i-a dispărut negreala și i s-au închis rănile de la picioare. Alea sunt răni care pur și simplu se vindecă. Bună seara! Asta. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, anul trecut, cred că pe vremea asta, vă spuneam despre o ciupercă la degetul mare de la picior, pe care o aveam din 2001. Și v-am spus că o să folosesc niște produse de la Fohau pentru ca să vedem ce se întâmplă. Da? Deci, așa arăta, să vă arăt un pic, mă arăta. Unde e camera aici? Nu știu dacă se vede. Ceva argintiu, așa, ceva aer. Mai cum puțin se vede. Ia asta să punem pe... Cred că așa se vede mai bine, nu? Da, se vede Stați acum. un pic, stați un pic. Așa. Aparesc eu imediat. Ia, arătați acum, doamna Corina. Da, sunt aici. Da? Da, se vede, se vede, da. Deci așa a început ea, evoluția ei. Până anul trecut, când se-mi dea și mie prin cap chestia, mie mi s-a adus unghia toată, deci mi s-a mâncat totul. Mai aveam decât în colțul ăsta unghia mea. Restul era totul mâncat. Acum vă arăt unghia mea, Yes. pe care sunt foarte fericită că mi-a revenit la unghii, că eu am o boală să am unghiile perfecte. Ia să vedem. Cred că aici este. Aceasta este unghia mea. Se vede? Da, super. Da, ce tare. Da, dacă observați în vârf mai este un pic așa mai Da, să vedem. acolo. Deci, că eu sunt pusă la aparat acum. Ah, da, se vede. Undeva aici se mai vede, un pic. Da? O vedeți? Da, se vede perfect. Este rotundă, nu mai este cum era înainte, ovală. Asta este unghia stângă, deci ovală, da? Asta este rotundă, dar am unghia întreagă. Și ce credeți că am folosit? O pilă care să, bineînțeles, să mă duc până la aproape de pulpă, de piele, da? Nu știu cum se spune acum sub unghie, cum nu le Da. am. La cuticul acolo jos de tot, perfect, până când simțeam că este foarte moale și puneam balsam energetic. Serios. Și unghia și-a revenit. Deci trebuie curățat foarte, foarte bine și se aplică doar balsam energetic. Foarte Atât. tare. Niciun medicament oral, nicio altă cremă decât balsam energetic. Foarte tare. Aveți Chiar să veniți cu subiect din ăsta ca să vă spun. da, chiar ne-a făcut o mare surpriză. Da, eu, din păcate n-am făcut poză când era foarte urâtă unghia. Dar eu știu ce am pățit, că nu-mi venea să poși la în sandale, e un aspect na, mai neplăcut. Dar acum sunt foarte fericită că și-a revenit. Noi suntem foarte fericiți că ne-ați împărtășit această experiență extraordinară. Uitați ce frumos! Gândiți-vă că este o ciupercă, eu am aici o cameră care tot îmi cade, deci na, mă mai plimb, vă mai zgudui un pic așa. Nicio problemă. Deci, merge extraordinar pe orice fel de, și pe psoriazis, am pus pe cineva câteva zile și a zis că îl mănâncă, îl arde un pic, așa, și-a schimbat culoarea și este moale. Deci, sunt decât la început acum, pentru moment. Da, foarte interesant.
Mulțumim frumos, chiar apreciem foarte mult acest testimonial care chiar surprize, nu ne așteptam. Da, balsamul are o aplicabilitate foarte, foarte, foarte mare. Se poate promova singur, prin eficiența lui. Nu o să vă vină să credeți. Voiam să spun altă dată, dar acum, na, dacă s-a deschis cuvântul, o să spun. În urmă cu vreo 2 săptămâni, având în vedere că sunt într-o, să zic așa, curățenie în casă și nu mai termin de o lună, două, trei, patru luni din octombrie după o inundație foarte mare, nu mai suportam, deci nu mai suportam să mai vin acasă. Și din cauza nervilor la stomac, bineînțeles că am făcut o rană. Am căpătat o rană destul de bună, am ajuns la spital și bineînțeles că m-am umplut de pastile. Dar ce credeți că eu am fost fraieră să iau pastilele? Ce credeți că am pus? Am pus centura lombară pe partea asta aici cu stomacul, am ținut-o 7 zile la rând, am băut cordiceps care și acum mie nu-mi lipsește, l-am aici, în fiecare dimineață și în fiecare seară iau 2 pe zi și pe lângă asta am pus, am zis că am pus balsamul, nu? Și am luat natokinaza, sucem fu. Și nu mai am nimic. Astăzi am fost la control, chiar astăzi am fost la control și mi-a spus că unde a dispărut rana? Este imposibil așa ceva. Adică sunt foarte multe posibilități de a folosi și centurile și produsele. Important este să fim informați corect, exact cum spunea și Dalila mai devreme, să facem lucrurile corect. Pentru că dacă le facem doar după capul nostru, s-ar putea să nu avem aceleași rezultate. Nu că le-am face rău, dar nu se știe. Pot să vă spun eu? Eu am proteză. Bună seara! Proteză Bună, la bună, șold. Ionela. Da. Da, poate să facă doamna cu orice, normal, nu depășește, dar se poate face. Că protezele acum sunt din titan. Deci nu am avut nicio problemă eu. Din contră, nu mi s-a refăcut masa musculară. Serios? Da, deci poate într-o zi o să vă pun și o poză să vedeți cum arăta și cum arată acum. Da, chiar ne După interesează, sigur. Intervenție. Dar poate să facă doamna. Și eu am și operație la genunchi, cu metal înăuntru și nu am nicio problemă. Important este să lăsați ceva timp din momentul în care a avut loc protezarea. Deci nu vă grăbiți să faceți mai devreme de un an. Aveți răbdare să treacă măcar un an. Inclusiv pe fractură de os. Aveți răbdare să treacă un timp, să se vindece. Da, spune doamna Steliana, spune că este titan într-adevăr, este mai de mult din proteza, urmează să intervină și la celălalt picior. Se poate. Se poate, se poate. Doamna care trebuie să-și facă operație la celălalt șiol, și eu am fost programată. Și după ce am făcut terapia, nu mai sunt programată. Deci faceți terapia, doamnă, înainte să vă operați la următorul șold. Deci experiență personală. Nu vă zic vârsta, că vă puneți mâinile în cap. Deci programată și pentru următorul șold. Faceți terapia, că nu-i numai de la problema la oase. Și ce a spus dumneavoastră, nu știu cum se cheamă, produsul ăla de cu colagen, trebuie să-l ia doamna ca să nu se opereze. Reinșen. Eu de un an sunt că tot iau și încă mai iau. Ca o paranteză, și cu asta am terminat ca să nu mai intervin atât, oricum este și destul de târziu, în momentul în care noi luăm orice produs, n-are importanță. Acum suntem la o întâlnire FOHAU și vorbim de FOHAU. Dar în momentul în care noi luăm un produs, apropo, Ionela, că ai spus că le iei de un an de zile, e nevoie să înțelegem că nu există pastilă magică și nu există de pe azi pe mâine. Sunt persoane care au luat 3 luni, uitați cum spune Ionela, un an. Vă dați seama că ne deteriorăm corpul în ani și așteptăm minuni într-o zi, dacă s-ar putea. E nevoie să avem răbdare cu noi, e nevoie să ne cunoaștem corpul și să înțelegem, pentru că ne arată zilnic. Eu o știu pe Ionela fiind din echipa mea, o știu pe Ionela de la bun început, când m-am ținut de capul ei să ia aparatul și la început zicea, băi, eu nu cred că își face efectul aparatul ăsta. Nu cred că pe mine tot mă doare. Ionela, ai răbdare. Ionela, și ai răbdare. Și uite, așa a înțeles, adică e mare nevoie
să avem răbdare cu corpul nostru, e mare nevoie să vedem ce ne transmite. Eu nu am vrut să spun, eu știam că ea este operată la șold, dar nu era de... Na, nu pot eu să vorbesc în locul ei, mulțumesc că am împărtășit acest lucru cu noi. Corpul vorbește cu noi dacă știm să îl ascultăm. Din toate punctele de vedere, gândiți-vă la oboseală. Ce ne spunea și domnul Nicu și Adriana și Dani și noi tot vorbim aici. Și pentru faptul că noi ne culcăm mai târziu de 10 seara, afectează, pentru că noi acum suntem afectați de tot felul de lumini. Pe timpul bunicilor noștri, cum spuneam, se culcă odată cu găinile și se scoală tot odată cu găinile. Și n-ați văzut pe bunica că a luat nimic. Înțelegeți? Aveți nevoie acum, în aer există foarte multă toxicitate, în alimente la fel, între noi ca oameni suntem răi, toxici, invidioși. În am fost, tot am, mai suntem acum. Și asta este, trebuie să avem răbdare. Mulțumesc! Da. Eu aș vrea să vă spun, îmi cer scuze, aș vrea să vă spun doar experiența la oase, deci dacă e cineva, deci probleme cu oasele. Eu, într-adevăr, am rezolvat foarte multe probleme care de oase, deci cu oasele, cu genunchi, șolduri. Într-adevăr, produsele m-au ajutat mult, mai cu întreruperi, deci nu un an întreg, să nu se sperie cineva că am luat un an întreg în fiecare. Dar, într-adevăr, este foarte, trebuie multă răbdare la oase, la dureri de oase. Și încă mai sunt. Deci încă mai sunt, încă mai lucrez, dar am scăpat de foarte multe dureri. Cine are la oase. Deci de oase vorbesc eu. Restul nu intru. La Ionela, la genunchi, ce ai folosit? Păi cu genunchii a fost o mare problemă. Nu știu cine sunteți, că sunt în mașină, îmi cer scuze. Marinela. Deci am... Doamnă, la genunchi, deci am recăzut de nu știu câte ori după terapii, pentru că acolo este articulația cu cele mai multe complicații. Deci acolo se întâlnesc toate meridianele, ficat, splină, rinichi. Deci foarte mult balsam, dar făcut în pachetări am făcut eu cu da, peliculă. Asta fac și eu, de asta întreb. Dacă în afară de balsam... Da, am luat și... Da, am luat colagenul Raishen. Am luat două cutii. L-am luat și eu. Nu mai dor. Deci eu acum, normal, fac terapia. Deci nu e că m-am oprit din... încă mai fac și genunchiere. Fac terapie, dar, cum am mai zis și într-o altă emisiune, am răbdare și sunt conștientă că dacă de la 36 de ani am probleme, e o gonadroză urâtă, clar. Acum, la 50 și 20 și ceva de ani, nu sunt treacă peste noapte. Dar sper. Oricum, ameliorări sunt. De asta am zis că dacă în afară de astea ai mai luat altceva. Nu, nimic. Nimic în afara, nu. Doar că am făcut terapia, deci am făcut-o. Eu am avut fractură de ligament la genunchi. Nu fractură. Ruptură. Nu. Când este foarte sensibil, gata să se rupă. Îi zice cumva, dar nu-mi vine acum, românește deloc. Nu, deci dacă mai cădeam a treia oară, se rupea ligamentul de la genunchi. I-a operat. Nu, acum nu, în sfârșit. Asta este... Fisură. Vina mea cu limba, în sfârșit. Asta am vrut să spun că ce m-a ajutat pe mine foarte mult. Deci ultima oară a fost acum 3 ani, când s-a întâmplat. Eu lucrez de 2 ani cu Cohau. Și vreau să vă zic că nu fac niciun fel de operație, deci când am auzit de operație am zis că nu e pentru mine, dar am insistat să lucrez cu Hohau, cu mănușile, pe zonele genunchilor, pe ambii. Deci nu numai pe cel afectat și pe celălalt. Au fost dureri foarte mari, dureri care au început, asta este criza de vindecare, iar acum nu puteam să stau în genunchi sau să mă aplec sau trebuia să am grijă când merg să nu parte pentru că dacă se mișca genunchiul, deci pur și simplu cădeam, deci am căzut pe scări, pentru că nu m-am mai ținut genunchiul, deci așa de rău a fost. Iar acum nu mai am nicio treabă și bine, trebuie să fiu atentă că dacă, Doamne ferește, calc ceva greșit sau e ceva îmi sare, dar nu mi-a sărit să cad din picioare. Dar ce m-a ajutat? M-a ajutat terapia. Deci nu știu dacă s-a legat din nou
că senzația dacă este și când dansez sau ceva, se simte un pic acolo dacă cal greu. Dar faptul că eu am lucrat pe genunchi, ambii genunchi, pe mine m-a salvat foarte mult. Am tot povestit despre experiența mea de la 40 de ani, când eu mă simțeam bine, făceam sport, alergam, aveam o activitate foarte intensă și a venit cineva cu un aparat din tăla Quantum, cu o chestie întreagă, am ținut în mână și mi-a zis că am osteoporoză și oasele îmbătrânite. Nu l-am crezut, dar după câteva luni, chiar în vara respectivă, am avut prima criză de lomboșciatică și mă ținea de 2 ori pe an, primăvara și toamna. Au fost momente când, la un moment dat, cel mai puțin erau 7-10 zile, dar în rest și 3 săptămâni și o lună de zile zăceam pur și simplu și nu puteam să mă scol din pat, să mă ridic, era cu greu să merg și până la baie. Când am descoperit terapia Fochau, la un moment dat am gestionat oarecum situația. A venit Adriana și mi-a făcut terapia Fochau și când a început la manevra numărul 1, totul bine și plăcut, te simți atât de bine. E, când a ajuns la vertebra lombară, una dintre vertebre, parcă era o bubă coaptă, parcă era puroi, gata să spargă, așa de durere până în ochi, cu o durere cumplită. E, și până nu a trecut durerea aia, eu nu am scăpat de durerile de spate. Erau acolo și când făceam câte o mișcare, cum spune Delia, ba, când mă încălțam, dintr-o dată țipam ca în gură de șarpe și acolo rămâneam, jos, nu puteam să mai mă mișc. Da, sunt foarte dureroase crizele astea de lomboșciatică. Și a descoperit o vertebră inflamată, era acolo ca o rană vie. Și ușor, ușor, de la ședință, de la ședință, a început să se diminueze până când a trecut. Cum a trecut durerea, am scăpat și eu de... Nu mai am probleme de dureri de spate. Una dintre experiențele mele, v-am povestit cu problema asta, a venit cineva care avea nervii de la picior atât de inflamați încât nu putea nici, nu suporta nici o seta pe picior. A venit în perioada când era cu pandemia, era frig în cabinetul meu unde aveam locația la un centru dintre ăsta de comercial și în weekend se oprea căldura, un spațiu de birouri. Și i-am pus electrozii, i-am pus padurile în zona sub genunchi, sete 36, acolo la punctul Susan Lee. Și balsam aplicat funcționează foarte, foarte bine. Deci puteți să faceți masajul pe picioare și să-i aplicați și balsam. Acum mi-am găsit că ceva, pentru Ia. că sunt invitații aici și aș dori să share-uiesc un pic și pentru ei. O să arăt așa. Deci, acesta este un masaj facial. Deci, aici este la început, dacă observați, o semipareză ușoară. Da, se vede, se vede, da. Și imediat după. E incredibil. Da? Asta este prima ședință. Vedem a doua ședință. Deci, Ah, uite, domnule, se formează grupii. după masaj. Da? Și vedem și ultima ședință. Deci, înainte. Da? Vedem. Și vedem și după. Inclusiv a slăbit la față, s-a Da, tras. s-a retras, da. Dacă observăm și la gât, da, este mult mai subțirică. Deci cam așa arată doamna după prima ședință. Deci da, asta este prima ședință. Așa arăta înainte. Da, Da? se vede că e gura strâmbă. Semipareza. Și ultima din nou, înainte și după. Da, ce interesant cum s-a definit fața. Da, deci ea cel puțin s-a speriat. A zis, nu vine să cred că îmi pot să-mi văd, cum se zice aici, la acest mușchi mastoc. Da, am înțeles, Așa de acord cu că e la lung. Așa și că dispăruse. tine. Da. Nu, de an.
Așa, mulțumesc că îi dispăruse și un pic din, mai mult din gușița Da, pe care s-a de. deschis fața foarte, foarte tare. Super. Trebuie să atacăm și cosmetica. Uite, chiar îmi propun și eu să atac cosmetica. Da. M-am Deci. povestit că m-am enervat cu Tatiana la Chișinău cu ăsta, Iod Plus, și am început să iau și eu. Și chiar abia aștept să continui să vedem ce se întâmplă. Deci lucrează și pe semipareză, bineînțeles, începe cu o intensitate micuță, după aceea creștem dacă el consideră clientul. Toată perioada cât am lucrat a dormit. Deci vă spun că a dormit. Zicea că e un bărbat care a venit din construcții și sforăia continuu și a fost foarte mulțumită. Acum nu mai putem să facem că dânsa a plecat în altă țară și e bine. Momentan ea este bine. Deci și pentru frumusețe și pentru sănătate merge. Masajul facial chiar este, eu spun sigur și cu exactitate, că este mult mai mult pentru sănătate decât pentru frumusețe. Noi când Corect, suntem corect, sănătoși, da. oricum suntem frumoși. Un masaj facial, gândiți-vă câte meridiane e aici. Aici Delia ar putea să ne vorbească ore în șir, ea este mult mai specialistă. Dar, clar, când suntem sănătoși, suntem și frumoși. Thank you.